Legat de conflictele cu părinții, lucrurile sunt destul de simple. Ei în momentul în care te-au creat, și acum vorbim de procese subconștiente, dar nu vorbim de procese conștiente. Okay. Ei în momentul în care te-au creat, creierul lor au spus în felul următor. Uh, eu trebuie să formez copilul ăsta după chipul și asemănarea mea, că eu am ajuns să cresc mare și să perpetuez specia și dacă îl formez după cum îs eu, el o să supraviețuiască, o să perpetueze specia. Da? Bun, când suntem copii, și pentru creierul nostru e aceeași regulă. A, ăsta e adultul care m-a făcut, deci trebuie să fiu așa. Și începem să ne construim sistemul de valori până în adolescență, când încep să se dezvolte funcțiile superioare ale creierului. Și începem să avem experiența proprie, filtrată deja prin Bă, asta. Vreau asta, nu vreau asta, îmi place asta, nu îmi place. Avem altfel de experiențe ieșite din familie pe de care deja putem să le comparăm. Da? Și începem să ne formăm propriul sistem de valori. Ajungem la valori din nou. Ok. Da? Da. Și. Uh, în momentul în care începem să ne formăm propriul sistem de valori, încep conflicte și tensiunile. ce zice creierul lor este că o să mori, trebuie să fii cum șticem noi, pentru că altfel o să mori. Asta este mesajul subconștient. Mesajul conștient este: copile, nu este bine, nu așa se face. Nu este bine ce faci. Îți zic eu, nu e ok, da? Asta e mesajul conștient. coace, mesajul. Uh, subconștient este, ok, eu trebuie să mă desprind de chestia asta, pentru că lumea între timp evoluează și se schimbă și eu trebuie să mă adaptez și dacă mă țin după chestiile alea, nu o să pot să mă adaptez la lumea nouă și să supraviețuiesc. Da? Asta e mesajul subconștient. Mesajul conștient este, mie nu-mi place să fac chestia asta. Eu m-am gândit, eu pentru mine e importanță, să. Da? Asta e mesajul conștient. Bun, în conflictele astea, soluția, în primul rând, nu este la Aia care sunt părinții, că ea de obicei au o vârstă și nu se vor mai schimba, am așa un feeling, sau cel puțin mult mai greu, da? este, responsabilitatea este întotdeauna la ăla care se crede mai deștept. Da? Mm, okay. Adică dacă tu ai senzația că eu știu mai multe lucruri și înțeleg niște chestii, nu ea trebuie să se schimbe, nu ea trebuie să facă schimbarea, da? ci e ăla care știe niște chestii.